Ziua bună, oameni buni! Bun întâlnișul aici la Muchea Bradului, un loc absolut minunat care, iată, a devenit un loc de întâlnire pentru nerejeni, dar și pentru toți artiștii de aici, de pe Valea Zăbalei. Ne bucurăm cu toții astăzi de vreme minunată și cu siguranță de un spectacol extraordinar, tradițiile noastre folclorice care, iată, reînviu și aduc animație aici la Nerejul. Nerejul, una dintre cele mai importante vetre folclorice din Franța, acolo unde se păstrează încă acest minunat obicei care este chipărușul. Sunt talente extraordinare aici în zonă, aveți niște meșteri populari extraordinari, dar despre aceste lucruri o să vorbim puțin mai târziu. Locul acesta minunat este amenajat în mod exemplar, o organizare extraordinară pe care domnul primar Toader Gemănaș, împreună cu domnul viceprimar Marcel Dinu și cu întreaga echipă de la primărie, au reușit să îl realizeze pentru acest festival, pentru reînvierea tradițiilor aici la Muchea Bradului. Ne bucurăm că alături de domnul primar și de dumneavoastră este domnul președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Toma, împreună cu domnul subprefect Gheorghiță Berbece, cu doamna subprefect Serafim Ciuc, împreună cu consilieri, și invităm în fața dumneavoastră pe scenă pentru un mesaj de început. Așadar, să facem acest moment important pentru deschiderea manifestării. Da, mulțumim frumos, domnul Franco. Bună ziua, vă spun, și bine ați venit la Muchea Bradului. Salut călduros transmit domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Cătălin Toma Dumitru. Dau cuvântul domnului președinte Cătălin Toma. Bună ziua și la mulți ani, în primul rând, pentru că este un eveniment extrem de important pentru comunitatea, pentru Nerejul, pentru dumneavoastră și, în același timp, faptul că astăzi, împreună cu Centrul Cultural Județean Vrancea, în colaborare cu Consiliul Județean Vrancea, suntem astăzi la dumneavoastră și, datorită dumneavoastră, tradițiilor pe care le promovați, avem șansa să vorbim despre Nerejul și peste 100 de ani și poate peste 200 de ani, să vorbim despre ai dumneavoastră, despre vrânceni, până la urma urmei, pentru că vorbim despre un județ înzestrat cu foarte multe tradiții. Doamna subprefect, domnule subprefect, dragi colegi primari, îl salut și pe primarul Sloboziei Bradului, Merlin, de asemenea consilier județeni, consilier local, domnul viceprimar, permiteți-mi încă o dată să-mi exprim recunoștința și să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a fi prezent astăzi aici. Înțeleg ce înseamnă un festival, înțeleg ce înseamnă o organizare de acest tip și vă felicit, pentru că îl știu pe Toader, pe primarul dumneavoastră și primarul nostru, cât este de ambițios și sunt convins că împreună cu dumneavoastră va avea multe proiecte pentru a le finaliza. De aceea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea, vă asigur de tot ceea ce înseamnă susținerea proiectelor dumneavoastră, fie că vorbim de drumuri, fie că vorbim de școli, fie că vorbim de cămin cultural și alte lucruri pe care dumneavoastră aici le aveți, fie în derulare, fie în finanțare, sunt convins că faceți o echipă frumoasă și împreună cu noi putem să dezvoltăm această comunitate. Astăzi este un festival, asta înseamnă să ne arătăm ce avem mai bun, dar să ne gândim că cei care sunt astăzi au obligația să facă cât mai mult pentru a promova aceste locuri. Dumneavoastră le știți foarte bine și datorită faptului că locuiți în această zonă, sunt convins că aveți amintiri frumoase din aceste locuri și de aceea ele trebuie promovate cât mai mult. Nerejul are viitor atâta timp cât este cineva care să vorbească despre ele. Și mă uit la dumneavoastră, mă uit la primarul nostru și îmi dau seama că are cine să vorbească și aveți pentru ce să vă întoarceți aici, aveți ce să promovați. Încă o dată, toată admirația pentru munca pe care o depuneți, aveți încredere în ceea ce înseamnă primarul dumneavoastră, Consiliul Local și, peste toate acestea, un singur lucru. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Mulțumesc foarte mult. La mulți ani! V-
facem o altă invitație pe scenă și anume cadrelor didactice care s-au ocupat perioada anului școlar 2022-2023 pentru elevii care au fost participanți la olimpiade. În ordinea pe care o strig, vă rugăm să poftiți aici. Doamna Măciucă Mirela. Rămâneți aici. Diplomă de excelență a doua doamnei Ardeleanu Cornelia. Bineînțeles și un mic premiu aici în interior. Poftim? Mulțumim, felicitări! Doamna Stăruială Maricica! Bine ați venit! Felicitări! Mulțumim pentru eforturi! Doamnei, se acordă diploma de excelență, doamnei Prate Ruxandra! Așa, frumos, iute, ca la școală! Mulțumim! Felicitări! Domnului profesor Chiriac Cezar Sorin. Mulțumim, domnul profesor. În continuare să aveți grijă de copii. Se acordă diploma de participare și de excelență doamnei Artene Florentina. Mulțumim, doamna Artene. Mulțumim din suflet. Succes în continuare și aveți grijă de copii. Acum dau numele copiilor. Premiul întâi, Coforea Maria. Nu o să mai citesc materiile. Coforea Maria. Iute. Mergeți mai departe, da? Mergeți în spate. Premiul întâi, Chiuchiur Gabriel. Da. Premiul întâi, Brânceanu Claudiu. Succes. Premiul 2, Badiu Denisa Maria. Badiu Denisa. Nu este? Nu-i nimic, le dați dumneavoastră mai departe. Premiul 2, Borcău Ionuț. Felicitări, Ionuț, și în ansamblul nostru ești puternic. Premiul 2, Cristian Ștefan Cristian. Hai, Ștefan, iute. Felicitări, cu drag. Premiul 2, Burs Teodora. Teo, ce fată drăguță. Felicitări. Premiul 2, Necula Raluca Gabriela. Felicitări. Premiul 3, Gemănaș Vasile. Hai, Vasile. Felicitări. Și mai mult. Se poate. Premiul 3, Măciucă Octavian Georgian. Felicitări. Succes în continuare. Premiul 3, Crețu Bianca Maria. Felicitări, Bianca. Premiul 3, Cimpoeșu Cristinel Valentin. Felicitări. Premiul 3, Cărbunaru Dragoș Răzvan. Sunteți? Să fiți mulțumiți. Așteptăm cu drag să citim, să dăm citire acestor elevi care s-au străduit și care aduc onoarea comunei în județ și dorim și mai departe. Mențiune Sima Marco. Felicitări, Marco. Hai, Marco. Da. Mențiunea
Acordată Buzatu Anisia. Anisia. Mențiune acordată elevului Păiuș Andrei. Uga Păiuș. Mulțumim. Succes în continuare. Mențiune acordată Accente Antonia Nicoleta. Felicitări. Mențiune acordată elevului Vrânceanu Iulian Andrei. Hai Andrei, fuga ca la fotbal. Felicitări. Mențiune acordată elevului Popa Marius Teodor. Așa Marius, bravo. Felicitări. Mențiune acordată elevului Badiu, elevei Badiu Elena. Ia uite suport acolo, ia uite acolo. Felicitări. Mențiune acordată elevului Coforea, elevei Cofora Andreea. Felicitări, Andreea. Mențiune acordată elevului Țuțu Maria, elevei Țuțu Maria. Felicitări, Maria. Mențiune acordată elevului, elevei Ene Florentina. Da, felicitări. Și să știți că dacă nu sunt rezultate și ați avut deosebita plăcerii, curajul de a participa, ne-am gândit și la dumneavoastră, cei care ați participat, dar cu rezultate pe măsură. Mulțumim, vă aștept. Badiu Petronel. Lipsește, o să-i dăm doamnei diriginte sau cine este. Da? Ok, să rămână. Participare elevului Floroiu Andreea Roberta, elevei. Floroiu Andra Roberta. V-am zis că n-am scăpat de emoții. Felicitări. Diploma de participare se acordă elevului Cristiades Anastasia. Felicitări, Anastasia. Las că anul ăsta ne aduce mult, mult. Diploma de participare elevului elevei Anton Maria. Anton Maria. Diploma de participare elevului Bălan, elevei Bălan Alesia Raluca. Da. Hai Raluca, hai. Felicitări și spor în continuare. De participare elevului Vrânceanu Irina Maria, elevei. Hai Maria, fuga. Succes în continuare. Și ultima se acordă elevei Glăvan Denisa Cristina. Felicitări Cristina, iau ce frumos ai îmbrăcat astăzi. Succes. Vă mulțumesc încă o dată, încerc scuze, stau cu spatele la dumneavoastră, vă felicit în numele comunei și al primăriei Nereju. Felicitări! Vreau o poză cu dumneavoastră! Felicitări și aplauze, pentru că, într-adevăr, educația este unul dintre cele mai importante lucruri ce se pot întâmpla într-o comunitate. Fără educație, fără învățătură, nu se mai poate realiza nimic. Așadar, aplauze încă o dată pentru tinerii meritoși din Nereju, pentru cei care le îndrumă pașii. Felicitări tuturor și vă invităm să luați parte la festivalul de astăzi. Vă invităm în public. Vă rog să coborâți pe aici, prin fața scenei. Încă o dată un rând de aplauze. Vă rugăm aplauze pentru acești oameni minunați. Vă mulțumesc și odată cu coborârea de pe scenă, în două cuvinte vreau să aveți încredere în mine. Vreau să vă spun că obiectivele de investiții pe care le-am început, dumneavoastră le știți, nu le mai dau citire, sunt în curs de desfășurare, chiar dacă unele sunt întrerupte. Și vă asigur că vă
voi lupta până la capăt pentru a le finaliza. Pot să vă zic că avem un număr destul de bunicel de obiective recepționate de când sunt în cadrul primăriei și în sprijinul dumneavoastră. Le pot spune că sunt câteva și le enumăr, anume școala la Chiricari, grădiniță la Nerejul Mic, reabilitare școală la Nerejul Mic, teren de fotbal, căminul cultural care este gata, urmează să recepționăm. Așadar, vă mulțumesc încă o dată, vă doresc petrecere frumoasă, la mulți ani tuturor! Felicitări încă o dată domnului primar Toader Gemănaș. Într-adevăr, o comunitate în plină dezvoltare, ne bucurăm cu toții de realizările de aici, suntem convins că vor fi și următoarele, în așa fel încât Nerejul să fie într-adevăr un punct de atracție pe harta României. Din punctul meu de vedere, el este deja prin tot ceea ce a dăruit Dumnezeu pe aceste meleaguri și sunt convins că împreună cu primarul dumneavoastră, cu domnul Gemănaș și cu echipa domniei sale, se vor face în continuare lucruri minunate aici la Nerejul. Iată și acest festival la Muchia Bradului, reluat în această ediție, e unul din aceste obiective și, cum spuneam și aseară, un nou început. Să nu uit! Este cel mai important lucru. Consiliul local, colegii de la primărie, doamna Dudu, în mod special, doamna Dudu Natalița, care a pus sufletul la tot ce vedeți aici și petrecere frumoasă la festivalul de la Muchia Bradului. Doamne ajută, domnule primar, numai bine, vă rog să mergeți și dumneavoastră în mijlocul concetățenilor.